Această acțiune vizează destructurarea unei grupări infracționale specializate în xenetism și prostituție. Mai exact, doi bărbați, sub paravanul acestui salon de masaj, recrutau tinere din diverse medii, dar și din București și din provincie. Le angajau sub pretextul efectuării acestor activități de masaj și sub paravanul acestui salon, de fapt, ele făceau prostituție, practicau prostituția.